Doamnelor și domnilor, bine ați venit la o nouă emisiune, la o nouă ediție a emisiunii Interviuri la Live în studioul Radio AS. Invitații noștri de astăzi sunt domnii Andrei Bacur și Vasile Bolohan, fondatori ai Asociației Bucovina Civică. Dumnealor sunt, cred că, arhi cunoscuți în spațiul mediatic sucevean și nu numai, cred că în întreg județul toată lumea îi cunoaște. Sunt un exemplu pentru cetățenii Sucevei, pentru cei care își au propus anumite ținte în viață. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră la emisiunea de astăzi. Bine ați venit în studioul Radio AS. Bine v-am găsit și noi vă mulțumim pentru invitație. Vă mulțumim foarte frumos de invitație. După cum am spus, dacă vă studiem puțin și dacă ne uităm fără a intrat așa foarte mult în detalii, dacă studiindu-vă profilul de Facebook și al unuia și al altuia, cred că în multitudinea de activități și de acțiuni caritabile pe care dumneavoastră le puneți la cale și le organizați, cred că cea mai recentă este aceea organizare împreună cu DGASPC Suceava, nu? Ca partener a unei tabere, sau cum să o spun. Cum s-ar numi? Da, asociația noastră, Asociația Bucovina Civică, a cărei fondatori aveți aici de față, eu cu Vasile, facem această tabără pentru copiii din cadrul DGASPC. Avem o colaborare foarte bună cu dumnealor. Practic, ei ne dau copiii. Ne aprobă, practic, trebuie și o aprobare acolo, nu poți să dea copii oricui să meargă. Avem o colaborare cu ei de foarte mult timp. Cred că avem anul ăsta, am plinit 8 ani, Vasile? Asta am vrut să punctez acum. Avem 8 ani de când facem acțiuni de genul. În primii 7 ani am făcut bună încredere și au văzut toți oamenii ceea ce anume facem și așa ne-am adunat comunitatea de oameni care ne-au susținut și ne susțin întotdeauna acțiunile de bine care le facem. De altfel și acum sunt entuziasmat de cât de mulți oameni ne-au sprijinit acțiunea și dacă ar fi să vă dau toate numele de oameni care ne-au sprijinit, am umple acest perete. Pentru mine asta înseamnă enorm de mult. Și pentru mine și pentru Andrei. Că... Ce special pentru copii. Da. Bucuria lor e nemărginită. Avem copii care nu au mers în viața lor cu trenul. Nu mai spunem de mare. Nu au ieșit din oraș. Exact. Deci... Nu au văzut trenul, da. Nu au văzut gara, nu au văzut... Și sunt copii numai din cadrul DGASPC sau nu? Sunt și copii din familii nevoiașe? Din vă spune Andrei cu... Nu, deci... Aproximativ jumătate sunt copii din sistemul de protecție și cealaltă jumătate provin din familii din Suceava, familii care au copii care au posibilități materiale reduse, care nu reușesc să le nu se ducă la mare, să le cumpere poate un cadou sau ceva. Aceste familii noi le-am identificat de-a lungul timpului, făcând atâtea acțiuni de atâția ani în județul Suceava, am identificat câteva familii. Am selectat câteva familii, deoarece nu le putem lua. Sigur că da. Este foarte greu să selectez, să știți că și acum, și mie și Vasile, mi scriu copii, dacă îi mai putem lua și pe ei, aș vrea să fac o precizare foarte importantă. Noi deja am depășit limita de 80. Da, eu vă cred și de ce vă spun? Pentru că lucrez și eu oarecum, nu mă pot compara cu dumneavoastră sub nicio formă la capitolul acte caritabile, dar lucrând cu romi, cu familii dezavantajate. Eu fiind și de etnie romă, dacă merg într-o comunitate, să spunem, când reușesc să fac ceva și duc într-o comunitate ceva, e jale dacă nu dai la toți. Da. Am terminat-o, adică ies mai rău decât dacă n-aș face nimic, dacă n-aș face deloc. N-aș putea să fiu în fața unui copil care să-l văd cu lacrimi în ochi și ar dori să meargă cu noi și să nu-l luăm. Nu știu cât de ușor ne-ar fi sau cât de greu să luăm 1, 2, 3 copii în plus față de cei care am spus că îi luăm, dar credeți-mă, nu lăsăm pe nimeni acasă. Am zis că nu spunem, dar uite, ieri am vorbit cu Vasile, chiar era o problemă cu numărul copilor și am venit împreună cu Vasile să mergem în picioare până la mare eu cu el și cu încă și mai luăm 2 copii, nu? Și o să mai luăm 2-3 copii în plus, da. În picioare, între vagoane, să stăm. Eu am mers așa cu tărie, așa că o să suport treaba asta. Eu cred că am venit și eu
cred că acum vreo lună și ceva de la București între vagoane. Gândiți-vă că este un vagon. Poate mai mult tu că... Da, forțe. Gândiți-vă că este un vagon plin cu copii. Deci un vagon are 80 de locuri. Avem cam 85-86 de persoane care vor merge inclusiv însoțitorii. Nu o să lipsească nimic. Dar vom descurca și vom avea și grijă de pe timpul nostru. Vă dați-mi pe timpul ca acolo să lăsăm copii singuri acolo. Deci trebuie supravegheați, numai bine. Ne vom odihni acolo la mare. Cum, deci în afara selecției, în afara criteriului ăsta de selecție a copiilor, ca și partener de GSPC, cum vă mai sprijină? Când 80 de copii, câți supraveghetori vă trebuiesc? Câți... Da, ne-au pus la dispoziție 6 supraveghetori. Bine, nu toți 80, v-am zis, provin din... Am înțeles, dar toți trebuie supravegheați. Da, mai luăm copii cu care vin cu părinții, deci sunt 3, 4, 5 copii care vin cu părinte. Mai avem copii care fac performanță în sport și vor veni cu antrenorul lor și vor avea grijă antrenorul de copii. Mai sunt copii care învață foarte bine la școală și sunt foarte mulți frați acasă și am decis să luăm o parte din ei care sunt mai mari, să-i luăm cu noi. Noi ne asumăm responsabilitatea de a cerși. Da? Cred că în 8 ani de zile am demonstrat faptul că am devenit profesioniști, vrem, nu vrem, în sensul că asta simțim noi când e menirea și așa au fost să fac eu cu Andrei treaba asta. Ne dăm timpul cu mare drag să facem lucrurile astea și, cum am spus, Andrei și el are servici, are familie și eu am servici. Am și ai și familie, ai băiatul, chiar dacă... Da, băiatul meu a ajuns înapoi în Anglia. A ajuns înapoi în Anglia, băiatul meu, și acum sunt liber să pot alerga, eu să fac ceea ce fac acum. Da, am zis, am avut un bilet de avion pe data de 10 decembrie să mă întorc înapoi în Anglia, dar am decis să... 10 august. 10 august, da, scuze. Am decis să rămân, să plec înapoi pe data de 30 august. Am zis să-mi duc menirea până la sfârșit, chiar dacă pierd bani. Destul de mulți, că salariile sunt puțin diferite față de România. Nu mai întâlnim de fapt, sau că prețurile sunt pe el, chestia asta sunt chestii minore. Dar, nu, cu drag fac sacrificiul ăsta și pot să-l fac ori de câte ori este nevoie, să-mi aduc aportul și eu și Andrei să facem un bine societății în care facem parte. Și aș dori să fac o completare. Te rog. Vă rog. Eu cu Vasile suntem voluntari exclusiv în această asociație, dar deci nu suntem salariați. Nu vreau să dau exemplu pe altcineva, pur și simplu vă spun ce facem noi. Deci, câteodată poate lumea are așteptări mai mari de la noi, câteodată poate nu reușim să mulțumim la toată lumea, să ajungem în fiecare loc unde suntem chemați. Eu, de exemplu, am fost un an de zile, de luni până vineri, am fost plecat din oraș cu munca, Vasile în Anglia, deci credeți-mă că doar în weekend încercăm să facem cât mai multe lucruri bune pentru comunitate. Și am dorit să punctez acest aspect, deci suntem voluntari, facem asta în timpul nostru liber, fiecare în serviciul nostru. Niciun angajat. Și dacă ne întrebați de ce facem asta, cred că bucuria pe care o simțim când oferim aceste plăceri copiilor nu se compară cu nimic în lume. Locul, nu știu, poate ne facem un loc sus acolo când vom merge, cred că ăsta este cel mai important loc. Sau, cea mai mare mulțumire. Sau ne mai spălăm păcate, că nu cred că există om pe fața pământului să n-aibă păcate. Și mă bucur să ne adunăm mai mulți care să ne spălăm păcate. Și sunt oameni buni la Suceava, foarte mulți oameni buni cu suflet mare. Am rămas profund impresionant de ce oameni am putut să întâlnesc acum. Mergi pe stradă, mă opresc cu oamenii să-mi dea bani pentru cauza asta. Pentru mine e un lucru mare. Avem fiecare nume de om care ne-a dat banii, care ne-a putut sprijini. Au fost oameni care ne-au sprijinit, pot să spun sumele care au variat. Cineva m-a întrebat odată cam cât poate dona din punctul meu de vedere. 20 de ron. Sunt bani. Fiecare după puterea lui, ca să spun așa, da? Și am avut donații de la 100 de roni la 10.000 de roni. La 10.000 de roni. Da, asta înseamnă 100 de milioane vechi. Da. Da. Este un uriaș. Este. Da. De la o persoană, da. O să mulțumim acele persoane la timpul potrivit. Dar vreau să... Îți mulțumim la toți oamenii, eu absolut asta. Bine, evident, dar vreau să vă spun cât costă excursia asta la... Costă tabăra asta la mare, poate lumea nu știe. Deci vom cheltui undeva la, sigur, undeva la 60.000 de lei. Deci 600 de milioane, da, asta este o cheltuială sigură. Plus că la mare știți cum sunt copiii, mai vor
un soc pe plajă mai vor înghețată. Poate sunt unii care nu au slip, poate sunt unii care nu au prosop, poate sunt unii care au șlap. Deci o să încercăm ca toată lumea să nu ducă lipsă de aceste lucruri acolo. Și cazarea de fapt unde o faceți? La complex Corsa, la Costinești. Am discutat acolo, am rezervat, am făcut rezervare. Chiar ieri l-am sunat și am spus că vom fi mai mulți de 80. Din cauza... S-a făcut loc, au unde să stea. Da, greu este cu trenul, de aceea nu mai este absolut niciun loc în trenul ăsta spre mare. Da, dar întotdeauna la mare am încercat și eu să-mi iau bilet la cușetă și mi s-a spus că o lună înainte s-au rezervat locul. Ei, da, stați liniștit, că și noi avem pregătit asta de foarte mult timp. De fapt, ca să fiu mai exact, cred că sunt vreo 2-3 ani de când noi ne dorim să începem proiectul ăsta. Pot să spun că un proiect, vă dați seama, să ne hămăm la așa ceva pe... Totul la ghici, adică noi ne-am gândit, bă, oare câți copii să fie, că am avut discuții cu Andrei, ori întregi, bă, hai să, nu știu, chiar așa au fost, poate Dumnezeu ne-a dat gândul ăsta să, băi, hai să spunem 80, așa a fost targetul nostru, că Andrei a spus, bă, un pagon de tren are 80, e, atunci, hai să vedem 80 și uite că reușim. Și nu, să nu vă gândiți că suntem singurii din România care fac lucrul ăsta, mai știu un preot în Iași care face lucrul ăsta, domnul Damaschin. Și poate chiar și el ne-a inspirat cu treaba asta și noi, să zici că am avut, poate că am avut și noi ideea, chiar nu mai rețin lucrul ăsta, dar poate și rugămintea copiilor. Faptul care vreau să spun acum este că lucrurile bune trebuie continuate. Da? Și poate de asta am apărut noi ca asociație, că noi am făcut fără asociație 7 ani de zile diferite cauze bune. Și am zis, bă, hai să intrăm în legalitate pentru că nu avea niciodată discuții, că noi suntem foarte curați privitor la... Treaba cu asociația. Dar nici nu cred că s-a pus problema și nu se îndoiește nimeni. No. Știți unde e avantajul creierii acestei asociații? Sunt foarte multe firme care vreau să-și doneze impozitul pe profit. Știți că se donează 3-2%. Chiar persoanele fizice pot să doneze o parte din impozitul pe care îl datorează statului și cred că acolo a fost visul culminant de a crea această asociație. Pentru a primi acele fonduri de la aceste firme. Da, nu vreau să vă întreb sume, dar doar vă întreb așa costul unui copil. Vă spun. Pe tot pe toată durata sejurului. 700 de lei minim. 700 de lei. Cam 700 de lei. Da. Deci o să plecăm pe 20 din Suceava și ne vom întoarce pe 26 înapoi. Da, știu, trenul de noapte 8:37 de aici, 10:30 în jur de 22:30. Nu știm exact de unde, nu ne-am hotărât exact de unde să plecăm cu copiii. S-ar putea să fie gara Ițcan, că de acolo se formează trenul, sau gara Burdujeni. Și nu suntem hotărâți, dar credem noi acum. Eu vă recomand gara de la Ițcan, pentru că în gara Burdujeni vine și stă doar 2-3 minute. Da, ne-am gândit. Știm că o să încercăm să avem, în general, având un pic de experiență, de câte ori am fost în centrele de plasament. Bine, m-am ajuns acum să vă fac și recomandări. Deja am... Copiii din centrul de plasament sunt foarte respectoși cu mine și cu Andrei. Poate nu au același respect și față de educatori, pentru că na, așa sunt copiii. Dar față de noi știu să poarte respect. Nu? Noi asta vrem să învățăm și de data asta. Nu vrem doar o excursă, să învățăm și multe lucruri, ceea ce știm noi doi, ce am învățat noi doi de la viață. Cu siguranță că, dragii mei, ca și profesoraș, vă spun așa, copiii vă iubesc foarte mult, în primul rând pentru că le oferiți foarte mult. Și nu v-ar iubi atât de mult dacă le-ați și ce, știți, în schimb. Adică dacă i-ați asculta. Pe noi profesorii ne iubesc, ne prețiez până îi ascultăm. Când îi ascultăm, e gata, s-a terminat. Până le spunem să nu facă aia, până le impunem anumite restricții, știți. Iar dumneavoastră, sunteți Dumnezeu pe pământ pentru ei. Dacă vreți, poate și faptul că eu personal, când mai întâmplă să merg cu copiii în excursii, la munte, sau uitați și acum la mare când mergem cu ei, știu să atrag copiii să stăm, să lase puțin telefoanele deoparte și să avem un speech, da? Să stăm o jumătate, îmi pune un gând, 10 minute pentru mine, e o descărcare sufletească să pot sta cu copiii ăștia și să le spun, să le vorbesc pe vocabularul lor. Când spun asta, pot spune asta din cauza faptului că eu mulți ani de zile în copilărie am dormit pe stradă și după cum se vede, n-am multă școală să am cuvinte alese. Eu pot să vorbesc foarte direct și să fiu foarte înțeles. Și copiii le captez foarte tare atenția.
Și mă bucură treaba asta. Și să vă spun ceva. Le povestesc diferite lucruri care am văzut cu ochii mei în viața mea, lucruri de care să se ferească. Și credeți-mă, dacă puterea mea de a ține speech-ul ăla poate schimba viața și a unui singur copil, îmi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi. Da, este puterea exemplului omului care a fost cândva înclinat înspre negativitate și astăzi e total schimbat. La speech-uri de genul acesta, am văzut copii din centru de plasament care plângeau la sfârșit. Plângeau la sfârșit. Chiar unul dintre ei care îmi vorbea la început, era prima dată când mă vedea, îmi vorbea cu apelative de jignire. Deci m-a luat, băi, boss, îmi vorbea. A lăsat. Dar după ce am ținut speech-ul cu el, mi-a spus așa, domnul Vasile, vrea să-mi spună ceva. Ați văzut plicul? Deci nu mai spus, bă, boss, da, Vasile, domnul Vasile. Și am zis, da. Păi, uite așa, dacă ne-ar vorbi și domnul educator și domnul profesor, am fi și noi altfel. Și atunci ne-am spus... Scuze-mă un pic cât te rog. Te rog, cum zici tu acum. Profesorii și educatorilor nu au cum să le vorbească așa, fiindcă Vasile are experiență de viață nu tocmai fericită. Și vă dați seama că acei profesori nu au trecut nicio trecut Vasile ca să poate să le transpună copiilor aceste idei și... Da, 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 exact asta. Și vreau să vă mai spun ceva, după cum știți și dumneavoastră, sigur. O foarte mare parte din acești copii nu ajung bine după ce este din sistemul de protecție. Ei acolo sunt foarte giugiuliți, sunt grijiți, le se oferă tot ce au nevoie. Ei nu sunt pregătiți. Cred că acolo trebuie să mai lucreze toate instituțiile astea ale statului care protejează copiii. Trebuie să mai lucreze cu pregătirea copiilor când iese din centrul de plasament. Deci cât sunt acolo, au grijă de ei, le oferă mâncare, cazare, educație. Dar după ce iese de acolo, ei sunt pe cont propriu și atunci abia se lovesc cu... Eu nu degeaba v-am întrebat dacă mi-am permis eu să vă întreb dacă între cei 80 de copii sunt doar exclusiv din sistemul DGASPC, pentru că știți dumneavoastră mai bine ca mine, știu și eu că există în cadrul multor familii copii care trăiesc mult cu mult mai rău, care au părinți, aparent au familie, au casă, au masă, au de toate, avem copii de ăștia. Și au copii și trăiesc o viață mult mai nasoală, ca să zic așa, fără să... decât mulți copii din sistemul DGASPC. Nenorocirea e că și am întâlnit și în diferite comunități, și nu numai de când sunt inspector pentru loc, am fost și director de școală pe timpul și mergeam la copii care nu veneau la școală să-i aduc la școală măcar din când în când să vină și ce am găsit la ei acasă și în ce condiții trăiau iarna numai cu un rând de geam, dacă știți că casele de la țară sunt cu geamuri dube, numai cu un rând de geam, geamul înghețat, cu plapuma fără așternut, neînfățată, fără să mănânce, adică greu de tot. Nu spun vânție ca să aveți, Vasile, că tu știi, nu am, deci nici domnului, nici pomenal, nu, deci foarte, și pare așa, adică, de multe ori de sărbători ați întâlnit dumneavoastră mai mult ca mine, că ați făcut destul de acte de caritate. Să dea Dumnezeu să mai faceți multe de acum înainte. Copiii din familia asta nevoiașă suspină când se uită și văd la copiii din sistemul ăsta de protecție socială. Acum, dumneavoastră, din câte știu eu, în cadrul Asociației Bucovina Civică, iertați-mă că v-am luat puțin înainte, am citit despre... că ați reușit să achiziționați o casă, nu un apartament, o locuință, o garsonieră pentru acești copii care ies din sistemul de protecție socială. Nu? Copiii ăștia din sistemul de protecție socială ies ori la 18 ani, ori în momentul în care termină studiile. Nu? Adică până dar fără să depăși 24 sau 26, cât era? Acum s-a dat o nouă lege, pentru copiii ăștia care poate să o facă la cerere. Adică efectiv în momentul în care împlinesc 18 ani, e poate să ceară, noi vrem să ieșim din sistem. Ei, aici vreau să punctez eu ceva, să vă spun dumneavoastră. Din ce am citit eu, în România sunt peste 50.000 de copii din centrele de plasament. Țin să punctez ceva, poate odată și odată să înțeleagă societatea sau să audă cei care au puterea în mână, să facă niște schimbări. Schimbările ar fi în felul următor. Societatea, noi ca societate ar trebui să-i privim mult mai aproape și să încercăm să-i ajutăm după ce împlinesc 18 ani. Ca atare, mi-ar place să implementeze de către DGSFC ceva gen, în momentul în care copiii ăștia vor să iese din sistem, să se poată anunța în toată media, pe Facebook, peste tot, faptul că, dau un exemplu, îi întreabă mai întâi, da?
Marcela și cu Costel iese din sistem. Da? Este vreo firmă care vrea să-i sprijine, să-i ajute cât de bine și mult se poate pentru a începe în viitor? Că altfel, vă spun ce se întâmplă. Fără să exagerez, jumătate din copiii care iese din centrul de plasament ajung la pușcărie. Am studiat treaba asta, știu ce vă spun, știu pe ce mă bazez. Exceptând pe cei care au probleme de sănătate și care pot fi folosiți în străinătate ca surse de venit pentru diferite clanuri de care se ocupă cu lucrurile astea, pun copiii la cerșit sau, Doamne ferește, ce lucruri am mai auzit, o genă i-a opărit, ea, Doamne ferește, nu pot să spun aici ce am auzit. Da? Ei, și noi ca societate, și prostituție, copii, noi ca societate, cei din Parlament, cei puternici ăștia, ei nu or să aud acest, ce vorbim noi aici. Dar vă spun, dacă continuăm în felul următor, nu poate să spună nimeni vreodată că statul face ceva pentru acești copii. Asta e unul. Doi, sunt copii care ajung în centrele de plasament din cauza că tati, vă spun adevărat, pentru că tati face o faptă abdominală cu mamă, face un lucru groaznic. Și atunci tata acolo, mama acolo, copiii toți în centru plasament. Dar copiii aia, vă spun, poate erau foarte buni la învățătură și sunt puși toți împreună. Și știți cum e? Ar trebui puțin, ca să nu se înțeleg greșit. Deci ar trebui cei buni aici și cei se mai împarte puțin. Nu că sunt mute răi și că sunt copii care nu au nimic la ei. Adică bun simț asta și nu sunt condamnat pentru că nu au ce învăța acasă. Ok. Dar sunt cei care sunt extraordinar de buni. Eu am văzut copii dintre ăștia foarte, foarte deștepți. Și după un an când i-am văzut, m-am șocat ce schimbare a făcut la el. Exact la fel ca mărul ăla stricat, îl punem în coșul ăsta, restul sunt buni, se strică toate. Asta se întâmplă cu societatea noastră. Și nu uitați, jumătate din ei ajung la pușcărie. Uneori pe fapte groaznice, din cauza că ani de zile ei sunt respinși de societate. Și atunci când noi se vedem la știrile Pro TV că au făcut fapte groaznică, foarte repede știți să comentăm tot și să spunem, da, clar, condamnat în viață, dar să știți că noi, societatea, îi împingem să facă ceea ce fac. Nu știu, m-am descărcat sufletește pentru că asta e durerea mea care am de mult timp în suflet. De mult timp am în suflet. O să revinem la ceva ce ați început dumneavoastră. Vă rog, chiar mă vreau să vă duc cuvântul. În legătură cu locuința de care ați pomenit mai devreme, ne-ați bătut și eu și Vasile, bineînțeles cu ajutorul celor din jurul nostru. Să reușim să luăm această locuință, vă spun și realul motiv pentru care ne-ați bătut de atâta timp. Spunea Vasile mai devreme că sunt foarte mulți copii care ies din sistemul de protecție și cunoscându-ne pe noi de atâta timp, de 7-8 ani, apelați imediat la noi. Și ne scriu pe Facebook, ne sună, nu știți un loc de muncă, nu știți o locuință, că vreau să stau sau așa. Și tot timpul ne-am lovit de aspectul ăsta că nu găseam, adică, într-adevăr, sunt câteva centri în Suceava, dar nu este niciun public, ca să ne înțelegem. Spuneați la început o chestie așa, nu știu dacă e o chestie administrativă. Deci mi se pare un dezavantaj enorm că în Suceava nu este un centru pentru copii. Ca să poți să-i duci, să doarmă până își găsești de muncă, să stea acolo nelimitat. O altă problemă este că acești copii provin din județul Suceava și nu au buletin prin municipiul Suceava. Și persoanele care nu sunt din municipiul Suceava nu sunt primite, de exemplu, la adăpostul care lucrează, care colaborează primăria Suceava. Da, de exemplu, cel de la Sfânta Vineri, nu? Da, de la Sfânta Vineri. Da, Lumina Linie, acela de post este adăpostul cu care colaborează primăria municipiului Suceava, dar mai mult pe timp de an. Și pe timp de vară sunt persoane care stau acolo, dar persoane care nu au buletin de municipiu din Suceava, cei din Fărticeni, Rădăuți, Câmpul Lung, sunt primiți acolo doar temporar. Și marea majoritate a lor aleg să rămână în Suceava. Suceava fiind un oraș mare, au mai multe oportunități, le-am mai găsit noi de muncă și de asta vă spuneam mai devreme că am încercat să luăm această garsonieră și am putut-o posibil și am luat-o. Și de atunci de când am luat-o, au stat doi copii până pe... Deci unul stă și acum de acolo, unul a stat la început și încercăm tot timpul când, dacă o să ne ajute Dumnezeu și o să mai strângem pe viitor, niște bani să mai luăm o locuință. Deci aceste locuințe vor fi exclusiv pentru acești copii. Să-i ajutăm, deci. Da, să-și caute un loc de muncă, să nu doarmă pe străzi, ca să vă zic mai exact, că mulți îi găsim prin gara la Burdujeni. Eu cel puțin așa l-am cunoscut pe cel puțin ăsta care stă acum la noi. Deci în gara la Burdujeni. Asta și el prin centri, a plecat, a făcut cerere de ieșire din sistem, a primit o sumă mare de bani, a cheltuit o săptămână, două, fiindcă nu știe cum să gestioneze banii. Fiindcă copilul, după ce iese din sistem, este efectiv lăsat să facă ce vrea el. Și nu mai este monitorizat deloc. Cred că acolo trebuie să mai muncim noi ca societate. Dacă
Permiteți să vă spun una scurtă, exact ce v-am spus de fapt. Ai ridicat degetele, cum să-mi permit? Am, dacă permiteți, ca la școală. Da, vă spun două minute de întâmplare de săptămâna trecută. Eram cu un prieten foarte bun, de vorbă la un suc, pe terasă în Georgenescu, chiar acest prieten chiar lucrează în sistemul de GSAP. Moment în care a venit un băiețel la mine, l-am recunoscut imediat, mă cunoaște din sistemul de GSAP de 8 ani de zile. A stat în centrul de plasament. Aseară pe mine foarte bucuros, îmbrăcat foarte, îmbrăcat cum era, în fine. Mi-am dat seama că ceva în regulă cu el. Și să fiu pe scurt, imediat l-am întrebat ce se întâmplă cu el, mi-a spus că a ieșit din sistem și că e pe stradă. L-am sunat și pe Andrei, s-a întâlnit și cu Andrei la Biserica Sfânta Vineri cu 5 minute în urmă. Și Andrei l-a trimis la pizzeria Luca să-i mănânce o pizza. Am să mă aștept acolo și... Ca să vedeți că Dumnezeu lucrează pe noi. Ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu. Deci eu eram acolo, sunt avea, l-am trimis, Vasile în fața Luca. Și ne-a prins pe amândoi, ca să zic, dar ne-a recunoscut pe amândoi. Așa de curos era că m-a întâlnit și pe mine și pe Andrei, nu vă spun. În fine, l-am întrebat dacă doar unde doarme și am văzut eu ca murdăraș, murdărel așa și zic, mai sigur e ceva în regulă, dar am fost exact la fel ca el. În secunda în care l-am văzut, mi-am amintit de mine perfect, așa eram eu. Umblam fără direcție la vârsta lui. Și am zis, băi, hai să vorbim, am vorbit la Biserica Sfânta Vineri, unde avem o foarte bună colaborare cu cei de acolo. Am zis, în seara asta, dacă puteți să ne țineți acolo și vedem de mâine dimineață. A doua zi dimineață, ca să fim mai pe scurt, l-am mers acolo, am mers cu mașina acolo, i-am dat niște haine de schimb, am făcut băiețe frumos și am zis, băi, ai mașina, hai să mergem undeva. Credeți-mă, nu știam unde să merg cu el. Dar vedeți ce înseamnă să știi să vorbești cu copiii ăștia? Am spus, băi, lăsăm deoparte minciuni, poate, care mi-a mai spus ieri. Zic, spunem direct care e problema cu tine acum. Și să aflu că el, de fapt, furase de acasă 300 de euro și a fugit de acasă. I-am zis dacă îmi dă numărul mamei lui, am dat telefonul mamei lui, foarte, părinții lui nu dormeau de 4 zile de când îl căutau, da? Era dat în urmărire, în căutare generală pe România. Deci, efectiv, i-am spus, băi, timpul să mergi acasă. Părinții tăi îți oferă totul. Am vorbit cu părinții lui la telefon, nu venea să cred că de tare era primit. Da? Nu vreau să judecăm părinții de ce l-au abandonat atunci. Punct, i-am înțeles și pe ei. Nu aveau nimic cu 10 ani în urmă, acum au casă și oferă lui, că e singurul la părinți. L-am dus la postul de poliție, au venit părinții lui, la poliția județeană și eu. Au venit părinții lui, niște oameni foarte cum se cade, până ce au vrut să-mi plătească și pizza care o mâncase cu o zi în urmă, care am plătit cu noi. Stai zero, dar vedeți, să vă spun ceva. A fost așa dat de Dumnezeu să se întâlnească cu noi. Dar vă spun, dacă ajungea pe mâinile cui nu trebuie, un copil ca ăsta care nu are experiență de viață deloc, și de fapt ia 18 ani, dar poate la minte, din cauza, sunt mai jos. Da, ca o paranteză, dacă ajungea în alte părți, are niște probleme. Eu mă gândesc că dacă ajungea pe mâinile la cineva care se ocupă de lucrurile cu copii, să facă un lucru rău cu el. Așa au fost dat Iisus să scape, dar v-am spus, jumătate din ei ajung la pușcărie. Asta e grav. Din păcate. Foarte grav. Din păcate așa este. Eu personal și o treime din acea jumătate care ajung la pușcărie este etnie romă și asta spun că știu. Eu nu-i consider vinovați pe acești copii din cauza că societatea nu vrea să facă mai mult pentru ei. Într-adevăr, trebuie să-și vrea. Dar noi ca societate trebuie să-i facem să înțeleagă ceea ce trebuie să facă în viitor. Ei își doresc foarte mult libertatea aia când plinesc 18 ani, dar credeți-mă, ei și-o doresc, dar nu știu ce să facă cu ea. Și de asta se întâmplă că ajung unii cu droguri, cu băuturi, cu toate alea, da? Și atunci ajung să facă cine știe ce și imediat la pușcărie, că nu se discute. Dar nu o să intre la pușcărie politicienii care fură. Intră copiii ăștia. Sunt unii copii care fură special ca să ajungă la pușcărie, fiindcă nu mai rezistă să doarmă pe două, de exemplu, iarna. Chiar tu, Vasile, mi-ai povestit odată, chiar o persoană la un moment dat, care, deci efectiv asta făcea. Deci pe timp de iarnă, el făcea pe infracțiuni minore, să fie... Eu l-am întâlnit. Da. Andrei Bacuș, mai spuneți-ne din activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați în cadrul Asociației Bucovina Civică. De toate activitățile le facem împreună. Da. Adică, referiți la cele viitoare sau la cele care au fost, mai spuneți-ne, ziceți-ne dintre acestea. Într-un timp, dacă mă credeți, cu 8 ani în urmă, când am început cu Andrei să facem lucrurile astea, le-am început timid. Acum, avem experiență, știți? Și am încercat să facem cât mai mult bine. Pentru că să încercăm, de multe ori poate
binele ăsta, știți cum e cu binele ăsta? Trebuie să te uiți bine cui dai bine. Adevărat. Trebuie să te uiți foarte bine, că mie personal mi s-a întâmplat să mi se întoarcă și cu mult rău de la oameni care ne-au făcut bine. Dar v-am mai spus lucrul ăsta, în fiecare zi spunem Tatăl nostru, eu personal fac asta. Și acolo spune să iertăm greșelile greșiților noștri și seara înainte de culcare să știți că iert pe toți care îmi greșesc în timpul zilei. Iert, chiar dacă înăuntru sufletul meu încă mă doare, știți? Că mi s-a întâmplat și mie destul de în viață și nu că călit, s-a trecut de cuvântul ăsta. Am trecut de cuvântul călit. Și să iert oamenii care îmi fac rău. Că mi s-a întâmplat când am dat de oameni care am vrut să-i ajut și am ajutat și enorm de mult. Și apoi mi-am întors cu rău. Și atunci am zis, noi cred că Dumnezeu vrea să mă facă atent la lucrurile astea. M-am gândit eu în sinea mea și am zis, hai mai mult să ne focusăm pe lucrurile astea. Și visul nostru în continuare este să ne ocupăm de copii din centru de plasament, de azile de bătrâni. Da? Și cu un proiect pe care am eu, să-l spun acum, tare mult mi-aș dori, de data asta când o să mergem la mare cu toți copiii, o să facem foarte multe. O să facem public și să vadă ce anume se întâmplă cu copiii acolo, bucuria lor. Și mi-aș dori, nu știu, dacă ne poate ajuta cineva și chiar care ascultă acum, ceva gen să vă spun, o cutie, o simplă cutie, da? Pusă într-un mall oarecare din Suceava, ca da. Excursia copiilor la mare, anual, și efectiv orice rest de bani, că 5 roni, 3 roni, 2 roni, să-i pună oameni acolo, de la mare, să-i pună acolo în tot timpul anului și atunci vara avem bani de dus copii la mare. Credeți-mă. Adică cum să vă spun? Noi o să facem lucrul ăsta și în continuare. Și la anul mi-aș dori enorm de mult să facem același lucru care îl facem acum, duminică. Dar sunt sigur că o să facem, cred. Să spunem, poate nu o să fie 80, că poate nici oamenii nu o să poată să ne ajute la nesfârșit, în continuu, să ducem 80, dar poate pe 50 să fie. Dar cutia asta, dacă am reușit să fim ajutați să o facem, să o punem într-un mol, eu cred că oamenii ar rezona cu acea cutie. Că din când în când, de exemplu, o să mai reamintim cutia asta. Nu numai ar putea fi, suntem, cred că orașul cu cel după București, cele mai multe spații comerciale. Cele mai multe spații comerciale raportate la... Exact. Eu cred că n-ar deranja pe nimeni dacă s-ar afla și la acolo o cutiuță în care poate din timp și existând un timp mai îndelungat, ajută și la 2 lei. Acum nu ajută 2 lei, nu vă prea ajută dacă vă dă cineva, nici 20 de lei nu prea te ajută, că e cam târziu. Acum. Da, acum e cam târziu să-i dea. Bine, asta nu înseamnă că nu trebuie lumea să doneze. Dar din timp, cu câteva luni bune înainte, cu cel puțin 6 luni înainte, poate chiar și mai mult, în perioada Crăciunului, atunci când se fac. Nu v-a acuzat nimeni niciodată că, nu știu, știți, mă uit așa, și unul și altul aveți o situație materială bună, sunteți pe picioarele dumneavoastră, mai mult decât atât aveți servicii, aveți. Nu v-a acuzat nimeni că, domnule, de ce faceți chestia asta? De ce? Că lumea înțelege mai puțin. Da, ce vreți să spun. Nu tot zic că lumea e așa. Lumea înțelege mai puțin. Tot ce am vorbit aici, da, ăsta a fost răspunsul care mă întrebați dumneavoastră acum pe mine. Deci, cum să vă spun, n-are cum să nu. Poate exista oameni care să nu accepte ceea ce facem noi. Da? Să vă mai spun ceva. Uneori eu mă mai iau de politicul din Suceava, lucruri noi, pe care o să-l mai fac. Noi. Da. O să mă mai iau de politicul. De lucrurile care mi se par mie că nu sunt corecte și mi se pare perfect normal. Suntem într-o țară democrată atâta timp cât păstrăm bun simțul și asta. Da. Și poate... dacă, ca idee vă spun, dacă mă iau de o anumită persoană publică, care, de exemplu, un lucru pe care l-am mințit, că sunt mulți mincinoși în politică, foarte mulți. Ei, atunci dacă îi arăt minciunile care le-a spus, clar că mi-atrag și ura celor care îl iubesc. Da? Vă dau un exemplu. Eu, de exemplu, dacă aș greși, sunt sigur că, dacă greșesc, minor, se poate întâmpla oricui, fiecare, toți greșim, în fiecare zi să știți că greșesc. Da? Dacă greșesc, să știți că o să apară 10 prieteni mei care spun, nu e adevărat, nu a făcut Vasilie, nu a rupt Vasilie bicicleta. Sau ca de bordură, știi? Exact așa e și cu politicienii, da? Și aici vreau să ajung. Ei pot să mă atace pe mine personal din cauza faptului că uneori îmi spun public
părerile politicii, da? Vreau să repet, să punctez ceva. Eu personal nu fac parte din niciun partid politic, nu sunt plătit de nimeni pentru a-mi spune punctul de vedere întotdeauna când îmi spun pe Facebook. Că dacă zic eu personal, și în momentul mă baci că da. Nu facem parte, nici eu nu fac parte niciun partid politic, chiar dacă mă vot. Și în momentul în care, de exemplu, vă spun, dacă aș vrea să susțin un partid politic sau vreun om vreodată, am să o fac eu public, am să spun, uitați-l, țin cu omul ăla, îmi spun și motivul pentru care. Da? Dar până atunci, dacă în mediul meu s-a mai auzit că mă plătește nu știu ce partid sau diferiți oameni, puntează foarte tare că nu este adevărat lucrul ăsta. Nu este adevărat. Citesc în permanență tot ce... Dar aveți vreo legătură? Vă întreb așa. Ce zic? Aveți vreo legătură neoficială cu vreun partid politic? Nu. Asta am vrut să lămurim. N-am știut cum să formulez lucrul ăsta. Vreau să punctez ceva eu. Vă rog, sunt oameni... Dacă mai apucați de minister. Că... Sunt oameni. Am glumesc, Vasile. Sunt oameni politici care ne-au sprijinit și acțiunea asta și alte acțiuni pe care apreciem. Și le mulțumim din suflet. Dar asta, eu, din punctul meu de vedere, să știți, chiar dacă nu am politic pe mine, mă susține la acțiune, să știți că trebuie să înțeleagă ceva politic, că susține acțiunea noastră, nu pe mine personal. Și noi muncim foarte mult la asta, să știți că nu e ușor să organizezi o asemenea tabără și nu doar. Să mergi acolo, să ai grijă de copii, aia zola mare, ce nebunii sunt pe acolo. Sunt părinți care nu au curajul să meargă cu 2-3 copii la mare, vă spun sincer. Că le frică de val, că nu știu să noate sau... Dar o să ne descurcăm foarte bine. Am mai fost cu ei, știm să ne impunem în fața lor și au respect față de noi. Cum am spus dumneavoastră mai devreme, că... Na, fiindcă le oferim bucuriile astea... Oferiți mai... sunteți... Zânii cei buni. Dacă îmi permiteți. Ochii copilor. Eroilor sunteți. Noi, să știți că avem un program făcut între mine. Și mai ales că dumneavoastră nu ne ascultați. Nu le luați la note. Nu le pun. Bine că probabil că va trebui să le puneți, să le impuneți și niște reguli pe care toată lumea. Nu. Permiteți să vă spun ceva. Am să luăm copiii în această excursie. Știu și eu și Andrei știm cum să-i facem să fie atenți la noi. O să le cerem ceva pentru tot efortul care l-am pus noi. Știți ce? Bun simțul vreau să învăț de data asta, pentru că am informații de la diferite educatoare care lucrează cu ei. Într-adevăr, comportamentul lor lasă de dorit Veți avea și surprize acum, să nu idealizați copiii, că eu vă spun că lucrez cu copiii de 25 de ani. Deci vă cred că e foarte greu ceea ce faceți, pentru că eu știu când organizez o excursie de 2-3 zile la școală, unde copilul vine și își plătește și n-ai treabă nici să strângi banul, nici nu ai grija de dacă el vrea unghie sau ceva, și este foarte greu să le porți de grijă, să le porți de grijă și să-i dai înapoi așa cum îi primești. Deci copiii ei primiți sănătoși și întregi sau fiecare cum este săracul, dacă unul cu dizabilități, asta e altă chestie, să-i dai înapoi așa cum îi primit. Noi ne-am făcut și un program, am vorbit cu Andrei, în fiecare zi astea 4 zile câte vor sta la mare, să ne trezim la 4 dimineața, să ocupăm o bucată de plajă, încercăm să o perimetrăm. Da. Și acolo, nu știu, unul dintre noi o să rămână acolo până o să poată veni copiii la 10-11, da? Că într-adevăr e aglomerații mari, dar atâta timp cât noi ne facem un perimetru și o să scriu un banner micuț, că e pentru un grup organizat sau ceva, o să scriem ca poate oamenii o să înțeleagă. Într-adevăr, din cauza că e foarte aglomerat la mare, noi o să căutăm să facem lucrul ăsta și chiar o să lăsăm perimetrul, adică să fim atenți foarte tare și la copii și o să fim atenți. Da? O să ne rugăm la Dumnezeu înainte să ne poartă de grijă și dus întors acolo și să... Mulți copii sunt dezabilități, știți? Mulți copii cu probleme. Dar de obicei copiii cu care lucrăm noi, marea majoritate, sunt cu dizabilități. Copii cu dizabilități de care toată lumea fuge și pe care dumneavoastră îi luați și îi duceți la mare. Asta e de... Trebuie să spui și chestia asta, că e greu numai când te gândești, dar nu toată lumea să mergi, nu toată lumea fuge. Nu. Statul fuge efectiv de ei, după ce chiar vreau să... O să spun lucrul ăsta ori de câte ori am ocazia, la orice emisiune sau la orice poze radio, o să spun de câte ori am ocazia chestia asta. Acești copii cu dizabilități, în anul 2023, primesc o pensie infimă. Deci avem copilul ăsta care stă acolo la noi în gasoniere, primea până cu ceva timp, primea 60 de lei. Cu greu am încercat să-l ajutăm să-și facă o pensie de grad 2, fiindcă el avea grad 3, era încadrat cât de cât greșit, zic eu, fiindcă problemele lui s-au accentuat. Când era în centru erau mai ușoare, acum s-au accentuat. Și vreau să vă spun că o persoană cu grad de handicap accentuat, grad 1, primește ziua de azi în jur de 575 de lei,
pe lună. O persoană cu grad 2 primește 400 și puțin de lei și o persoană cu gradul 3, adică persoane cu probleme psihice, primesc în jur de 70 de lei. Deci ăsta este ajutorul pe care oferă statul persoanelor cu dizabilități. Deci mie mi se pare strigător la cer. Deci credeți-mă că acum mi se ridică părul pe mână când merg prin sate și văd oamenii de ăștia fără obicior și fără mână și mi-arată cuponul de pensie și au 400, acum au, că aveau 375 până cu câteva luni. Din martie mi se pare că s-a modificat legea și au mai pus. Deci să le fie rușine tuturor politicienilor și parlamentarilor care fac aceste legi pentru aceste persoane și își bat joc efectiv de ei. Deci ei primesc câte 2000 de lei pe lună doar pentru transport, ca să știți. Și o să le zic acum să le fie rușine la toți. Vă spun ceva. Toți parlamentarii. Rușine nu o să aibă niciodată. Odată ce, când vine vorba de politic, odată ce ei au atâta tâlpeu și nesimțire încât să-și crească lor salariile în continuu și să ne lase bătrânii la 700 de ron pe lună, din care 400 se dea pe medicamente la pensii. Ce vorbim noi? Am să fiu foarte înverșunat. Doar un minut schimb, intrăm pe politică. Am să fiu un critic vehement la adresa politicului din Suceava, că nu pot să mă ocup de toată țara, că m-aș ocupa. Adică o să rău de gură. Bine, în sensul bun al cuvântului. Care nu-și face treaba. Care nu-și face treaba. Da. Sunt oameni care își fac treaba. Își cresc salariile lor. Și am întâlnit oameni în vârstă care, credeți-mă, cu 7-800 de lei pe lună să trăiască din pensia aia, e incredibil, din care 400 îi dă pe medicamente. Dacă îmi poate explica mie cineva cum poți să trăiești în valul ăsta. Am mers cu copilul meu la o cofetărie în Georgenescu. Am luat două prăjituri și două sucuri. Apoi am mers pe jos până în centrul orașului și am cumpărat două limonade. Ne-a costat aproape 100 de ron distracția asta, în ghilimele. Acum vă întreb, cum poate o familie cu salarii medii să scoate copiii ăștia în oraș? De unde bani? E foarte scumpă viața și salariile mizere de tot. Mizere. Mizere. Și cum să le spunem noi politicienilor lor să le fie rușine dacă ei nu știu ce înseamnă rușinea? Când ajung la butonașii, nu mai au scrupuli. Credeți-mă ce vă spun. Am informații și din Suceava fără număr. Îmi bubuie cap. Cât de bine merge Suceava. Nu știu ce să vă spun. Corupția. Că nu pot să găsesc acum. Nu. Cât de bine merge, mă refer la ce cunosc eu. Ce aud de foarte bine merge între ghilimele, da. Merge strună. Pe cum să știi ei când ei n-au trăit și n-au avut o viață grea, n-au simțit lipsuri? Cum să știi ei? Cum să știi cine voi un bătrân sau un copil din asta care... Măi, generație... Ești copilul din asta. Exact, copilul Alexandru, care l-avem noi în gasoliera noastră, da? El are 22 de ani, ia pe lună 400 de lei. Până cu o lună lua 70 de lei. Și câteodată noi mai suntem, poate ne întreabă, că dar de ce aveți grijă sau de ce vă implicați? Deci, poți doar noapte așa, când știi copilul ăla te sună și îți spune că e în gara la Burgen și doarme acolo. Oameni care... Astea, care poți să doarmă, când te sună un copil, spune, bă, sunt în gara la Burgen, am mâncat de două zile. Na, stai și da, eu vă spun că sunt o sumedenie care pot să doarmă. Dar asta nu spun ca să vă contrazic sau ca să vă ridic mingea la fileu, ci vă spun că, din păcate, sunt destui. Care... Andrei mai are grijă de ei că, știți cum, când se mai adună bani în asociație și dă câte un copil dintre ăsta îl sună pe Andrei, păi să duce Andrei și îi dă să mănânce, ce să faci? Să nu-i dai. Că atunci ajunge să fac o faptă de care am vorbit acum un sfert de oră în urmă și rămânem toți, nu că mirați, criticăm pe omul ăla că a făcut cine știe ce greșeală sau l-a prins la furat, de exemplu. Clar că dacă prindem un copil dintre ăsta, îl trimitem la pușcărie, neapărat. În schimb, politicul, cei care sunt la butoane, pot fura ani de zile și chiar 10 de ani de zile. Se poate, pentru că na, atâta timp cât se poate, se poate. Mă doare ce se întâmplă în țara asta. Foarte tare. Eu nu, cheltuielile de întreținere la garsoniera pe care o dețineți prin Asociația Bucovina Civică, bănuiesc că tot dumneavoastră suportate de asociație. Suportate de asociație. Da. Asociația fiind dumneavoastră. Că am spus sincer, deci cheltuielile sunt foarte puține acolo. Deci nu sunt cheltuieli mari. Deci noi asta le putem plăti și noi din banii noștri. Nu. Știți cum e cu asociația noastră? Vă spun sincer și putem demonstra oricând treaba asta. Noi la fiecare acțiune pe care am făcut-o, adică să nu credeți că noi stăm cu bani în cont de la acțiune la alta, pur și simplu când am făcut o acțiune, așa ne-a ajutat Dumnezeu să ne îndeplinim tot timpul misiunea. Uite, când am început cu Vasile acțiunea asta cu trenul, deci credeți-mă că primii bani care am strâns au fost 10.000 de lei pe care i-am oferit, deci nu mai aveam alți bani, credeți-mă. Acum 2-3 luni am oferit
ca avans complexului de la mare. Deci noi nu știam dacă vom strânge toți banii pentru copii, dacă reușim, se duce mai mult. Dacă se pătau și pierde, Doamne ferește. De pierdut, noi pierdeam, credeți-ne că avem încredere în oamenii care ne susțin și am văzut că ne-au spus de la început că o să ne sprijine și am văzut că ușor, ușor fiecare. Deci s-o aduce, știți cum se adună, deci totul. Permiteți să vă spun perfect ceva. Pe foarte mulți oameni o să-i pomenim în postările noastre, știți. Dar v-am spus la începutul emisiunii că au fost oameni care au dat de la 1000 de roni, de la 100 de roni până la 10.000 de roni. Vreau neapărat, am să mulțumesc la toți oamenii și toți oamenii care ne-au sprijinit, dar vreau neapărat să vă spun numele celui care a dat 10.000 de roni. Numele lui Ghiță Ignat, Ursul Carpatin, un om de miliarde, n-a ratat nicio acțiune de-a noastră. Și îmi pare rău că am mai vorbit zilele astea cu el la trecut și n-am apucat să ne întâlnim unul cu altul, că am umblat fiecare. Și nu doar la acțiunea asta ne-a sprijinit. Extraordinar om. Fantastic om. Extraordinar. Rar în ziua de astăzi să vezi un om cu inimă așa de mare. Asta ce ne sprijine pe noi, plus binele pe care îl face el. Da, știu. Ce face el în storie. Am fost la un vârf de dege de a-l avea invitat aici. Era în perioada pandemiei, ceva l-a reținut. După ce am mai renoit invitația către domnia sa, mi-a spus că da. Să știți că e un foarte ocupat. Știu că e un om foarte ocupat, dar nu. Deci am stat de vorbă cu el și era de acord să vină. Nu a avut nicio problemă. Nu cu IFOS, nu cu aer. Nu. Un om cu inimă de aur. Da, știu. Am spus, dacă am fi jumătate cu inima ca lui, să știți că ar fi raiul pe pământ. Da. E un om de la care avem învățat. Un om care își prezintă, care e un exemplu, puterea exemplului. Omul cu puterea exemplului de cele mai multe ori. Are inimă mare și am să-l pomenesc de câte ori se poate și în rugăciunile mele. Păi să știți că datorită donației lui consistente am ajuns cât de cât la suma pe care. Și aveți, haideți să mai vorbim și de așa lucruri mai plăcute, că aveți dumneavoastră, vă confruntați cu destule. Măcar o întrebare, dacă v-ați propus dumneavoastră, profesorașul de mine nu se poate abține, un program, deci pe timpul sejurului, da? Un program educațional, ceva, nu știu, de dacă aveți cum e în tabără, în fiecare zi, dacă v-ați gândit la anumite activități, da, cu animatori, te rog, vă dezvăluim. Hotelul la care mergem are în fiecare seară spectacole pentru copii. Asta e unul. Doi. Un lucru foarte frumos s-a întâmplat zilele trecute. Mai exact, și eu și Andrei îl cunoaștem pe DJ-ul de la discoteca Disco Ring din Costinești. Da, e o discotecă foarte mare. Și am stabilit, hai să vorbim. El e din Suceava, un băiat care e de vreo 9 ani de zile, mi se pare că este DJ la Disco Ring din Costinești. E o discotecă foarte mare. Și am pătărit cu Andrei, hai să discutăm cu băiatul ăsta, ne cunoaște și el și noi pe el. Hai să discutăm, poate vorbește cu patronul de acolo. Eu nu mai știu exact cum sunt vremurile acum, sunt în urmă pe partea asta, n-am fost de mult la mare acolo. Și am zis, poate vorbește cu patronul din discoteca Disco Ring, să lase copiii noștri cu care mergem la mare, eu știu, jumătate de oră să se distreze în lumea lor, să le pună DJ-ul pic de muzică, să distreze acolo înăuntru. Și acum 2 zile, pe tocul meu și stupefacția mea, m-a sunat DJ-ul, era pe speaker pe telefon cu patronul acelui club mare și ne-a transmis următoarele. Pe lângă faptul că în fiecare zi ne va pune discoteca la dispoziție de la ora 8 seara la ora 10 seara, doar pentru copii, toate 4 zile, ne-a mai spus că le oferă copiilor câte o pizza și un suc. Ce spuneți? Ce să mai spun? Mai sunt și oameni. Nu prea vezi așa des asemenea. Noi avem la cei cu. Noi avem puterea. Avem puterea nu de a mișca oameni, de a încerca să facem ceva bun în viața asta, că sunt oameni care poate nu înțeleg ceea ce facem, dar în timp o să învețe și cei care nu știu lucrurile ce facem noi, o să învețe că ceea ce facem este foarte bun și benefic pentru societate. Și să ne spălăm păcate și să, nu știu, luați-o cum vreți. Da? Eu cu Andrei nu o să începem a face lucrurile astea. Să-mi dea Dumnezeu sănătate și putere și timp să facem lucrurile astea posibil încă 50 de ani de acum să trăim, credeți-mă, eu nu mă opresc din treaba asta. Asta simt că-mi menirea. Credeți-mă, locuiesc de 15 ani în Anglia. Da? Primii 7 ani de zile, toți prietenii, cunoștințele sau
toți cei care au apelat la mine să vină în Anglia, pe toți am ajutat. 80 la număr. Da? Primii 7 ani am făcut treaba asta. Și de 8 ani de zile fac treaba asta la altul. Ăsta sunt eu. Și Andrei la fel. A pierdut foarte mult timp din viața lui. Încercând să ajungem să facem oamenii să înțeleagă că trebuie să facem niște lucruri împreună ca societate. Da? Aș vrea, cum ne unim în a face binele ăsta copiilor, așa să fie și pe viitor. Dau un exemplu foarte mic, o să trec la politic, vă spun așa. Aș vrea ca anul viitor, toți părinții, de seamă cu mine, toți care au copii, să-și convingă copiii doar să iese la vot. Atât. Să iese la vot. Nu punctez pe cineva, cine să-l ajută, ferește. Nu. Vreau să societatea să fie conștientă că rămânând acasă și ne ieșind la vot, nu e bun. Trebuie să facem o schimbare noi ca societate și atunci poate încet, încet să mișcă lucrurile. Poate. Visăm asta. Da? Oamenii o să continui și o discuție politică. Că am început-o, Vasile. Te rog, eu nu pot să mă înțeleg, oameni, exact ce a zis Vasile. Că problema e că acei copii sau acei oameni care preferă să stea acasă și nu votează, nu înțeleg faptul că partidele mari din România, vorbesc la modul general, au electoratul lor. Cu cât stăm noi mai mulți de acasă, cu atât câștigă ei tot timpul. Deci, pur și simplu, iau electoratul lor format, ies, pun ștampila pe ei, tot timpul să iasă. Deci ei se bucură extrem de tare când văd că procentul oamenilor de a ieși la vot este foarte mic. Și lumea ar trebui asta să înțeleagă și ar trebui ca să iasă la vot, indiferent pe cine votează, cum a zis Vasile, să iasă la vot, să-și valideze un candidat. Exact. Citez zi de zi presa din Suceava și anumiți oameni politici, deci nu dăm nume, doar vorbim. Anumiți oameni politici când ajung în media, văd mesajele pe care le dau oamenii pe Facebook, mă șochează cu de faptul că toți critică tot ce fac anumiți politicieni. Foarte urât vorbesc la adresa lor în mesajele pe Facebook. Dar acum vă întreb, dacă le-am cere buletinul, să știți că ei n-au votat în 2020. Credeți-mă ce vă spun. În 2020 am venit special 2 zile din Anglia până aici, doar ca să votez. Și erau o zi călduroasă și frumoasă, erau pline terasele de oameni. Dacă le ceream buletinele, nimeni n-avea buletin. Puțin din ea. Da, eu acum nu că iau apărarea celor care nu merg la vot, am mers la vot și pot să, da. Și pot să o demonstrez cu carte de identitate. Dar există foarte mulți și eu înțeleg până la un anumit sau care spun că modalitatea mea de a mă răzbuna pe politicieni este că nu mă mai interesează, nu vreau să mai aud ei, nu vreau. Și atunci se izolează numai. Gândiți-vă că la anul sunt câte sunt? Toate, 5 toate. Sau 4. Toate. Dumneavoastră credeți că în astea 4, că nu știu, eu apreciez bune dumneavoastră intenții și spuneți foarte bine, ar fi foarte bine, foarte bine. Dar am așa, sunt mai pesimist în fire, nu știu, eu un defect, mare defect al meu. Că la toate 4 va fi o asemenea mobilizare încât să meargă. Păi nu știu, la cât timp o să-mi dau toată silința la anul. Una de cealaltă. Am să-mi dau toată silința la anul prin pagina mea de Facebook și prin diferite ocazii care o să mi se ivească, să conving oamenii că trebuie să ieșim la vot dacă vrem schimbări în țara asta. Că altfel nu o să se facă schimbări. Puterea celor mulți, știți, trebuie să fie. Da. Da? Asta trebuie să facem. Trebuie să dezbinăm răul, da? Tare în parcurs pe treaba asta, nu? Divide și distruge. Asta trebuie să facem. Deci trebuie să facem toți un lucru împreună, da? Indiferent, n-am indicat vreun partid anume. Am spus, băi, doar ieșim, are timp ca când înainte de alegeri fiți foarte sigur că o să iese cu aplauze, o să iese îmbrăcați în culori, pe live, flori. De întrebați că nu se mai dă ca pe vremuri ulei și zahăr. Să dau altele, nu vreau să intru prea mult în politică. Nu, dar deja eu zic că campania electorală e începută. Da. Să vede care. Realizați mai bine. Eu unul văd din avion, să vede. Din avion să vede. Din Anglia. Să vede. Nu vreau să vorbim politic. Credeți-mă, nu ține bateria la camera dumneavoastră câte politică pot să vă vorbesc eu. Așa de tare suntem versunat față de ceea ce trăiesc oamenii în ziua de astăzi și nu vedem. Sau nu, să vă spun ceva. Toți oamenii văd, toți oamenii știu ce se întâmplă în Suceava asta. Este vina noastră că nu vorbim. Nu trebuie să ne fie frică de lucrul ăsta. Și mie, unul personal, nu o să-mi fie frică. Nu o să fie frică. Doar de Dumnezeu mi-e frică mie. Da? Și dacă greșesc ceva, Dumnezeu să mă ierte. Am să fiu o voce care să strig în orașul ăsta. Nu vreau să intru în politică. Repet, nu vreau să intru în politică. Nu știu ce trebuie să se întâmple să mă convingă cineva să intru în politică pe mine. Nu vreau să am de-a face cu politica. Dar eu vreau să-mi duc menirea în continuare cu ceea ce știu să fac. Pentru alții.
pentru copii, pentru bătrâni din centri? Știți ce, mă, că vrem să facem? Spunea Vasile mai devreme că el, când se culcă noaptea, iartă pe toți. Eu nu iert pe toți, știți? Deci nu iert efectiv pe politicienii care sunt plătiți din bani publici sau pe anumiți funcționari publici care primesc o grămadoaie de bani pe lună, ca nouă să ne fie bine și nu-și fac treaba. Să știți ce plătesc în fiecare an? Plătesc un impozit. Nu că este în oraș, să plătesc un impozit ca să am condiții, cum să vă zic, normale de trai. Să am un parc, să pot să-mi duc copilul în parc. Mă întreba, știți că eu în 2020 am candidat ca și consilier independent la alegerile locale. Efectiv, fix din cauza asta, fiindcă am văzut o grămadă de probleme în cartierul în care locuiesc, locuiesc în Georgiescu, care nici în ziua de azi nu se rezolvate și se mai întreabă câte unul altul, chiar ăsta e motivul pentru care am dorit să fac asta. De ce ai hotărât să ieși în față să spui asta? Fix de asta, adică n-am copii, n-am unde să-i duc în parc, n-am unde să merg cu căriciorul pe trotuar, n-am o parcare, apa de la anumite blocuri făcute pe ochi frumoși acolo mi ajunge toată la mine la bloc, deci sunt o grămadă de probleme care ne confruntăm și chestiile astea se adună și ne fac noi o să răbufnim. Eu în felul meu, Vasile în felul lui. Una, să vă spun, să faci luna diasporei. De ani de zile îmi doresc să fiu acolo, să bat și eu. Ce se vorbește la o conferință de asta, să cum se numește. Și am să merg mâine, pentru că este, am să merg și eu la Consiliul Județean, este luna diasporei. Și cred că mi-am câștigat dreptul, după 17 ani de zile de stat în străinătate, cred că mi-am câștigat dreptul de a merge să-mi spun punctul de vedere. Foarte civilizat, respectuos și fără să ridic tonul. Sunt foarte sigur că mesajul meu ar trebui să facă pe oamenii să înțeleagă lucrul ăsta, că e bine ceea ce, să fim uniți. Crezi sincer că vei fi lăsat să vorbești? Părerea mea este că da, atâta timp cât eu am destul de mult bun simț, încât chiar dacă îmi suport fiecare zi greu, am destul de mult bun simț să știu să vorbesc respectuos, să nu ridic tonul și să am o... Poate nu am cuvinte alese, dar știu să mă fac înțeles. Ceea ce vreau să spun. Când suntem la urma urmei, nu trebuie neapărat să vorbim. Nici eu elevat. Adică pot să vorbesc elevat. Mi-am păstrat limbajul așa cum vorbesc acasă, așa vorbesc și cu dumneavoastră. Pe domnul Andrei nu-l cunoșteam dinainte, de aceea am păstrat formula de adresare la plural, pentru că mi se pare normal ca să, da. Adică să nu pară acum că mă împăr. Pe tine te știu, ne știm din tren, ne știm din călătorii, ne știm din gări, ne cunoaștem, ne știm de ceva timp și de aia. Suntem și de o vârstă, da. E altă mămărigă. Nu trebuie mari filozofi. Poporul ăsta nu e un popor de filozofi. Nu toată lumea trebuie să citească Andrei Pleșu și Gabriel Licean. Când vrem să facem un bine, e bine să ne unim toți împreună. Bine și faptul dacă iese oamenii la vot, toți să înțeleagă lucrul ăsta. Bine și dacă, de exemplu, Doamne ferește, ia fă casa unuia, dacă punem fiecare de 10 ron, reparăm. Ce se poate? Că na. Dăm din cine a dat Dumnezeu. Da? În Statele Arabe este asta, ei iau asta în sânge, adică în sensul 10% din tot ceea ce câștigă, îl donează. Dar la ei este un lucru sfânt ăsta. Mi-ar place să fac asta în România ca o lege, efectiv. La noi se face, dar o dai statului, Vasile, știi? Da, nu, o dăm să creștem salariile politicienilor. Sunt politicieni care câștigă într-o singură zi, salari mă refer, nu ci, știți, aia din BD în acțiune, din salarii, cât câștigă un pensionar pensia, el ia câștigă într-o zi de muncă. Și acum vă întreb, ce face pensionarul o lună de zile cu 600-700 de lei? Îngrozitor. O să vreau să mulțumesc și să aduc un test ceva. Chiar vreau să mulțumesc CFR Cărători, fiindcă au pus la dispoziție copiilor bilete gratuite, elevilor și studenților. Știți că elevii și studenții au bilete gratuite și lucrul ăsta ne-a ajutat foarte mult în acțiunea pe care o facem, deoarece nu cred că reușeam, dacă mai aveam de plătit și biletele în totalitate, deoarece am dat în jur de 4.000 de lei pe aceste bilete, doar însoțitorilor și sunt copii care nu sunt elevi și trebuie plătit, sunt copii care au adolescenți care au peste 18 ani, sunt copii care nu merg la școală și plătesc 50% din preț. Dar să știți că mi-a ajutat lucrul ăsta și vreau să mulțumesc. Aproape emisiunea spre final, dacă nu mă șel. Dar să mulțumim tuturor care ne-au sprijinit în această acțiune și nu doar. La un moment dat o să nominalizăm pe fiecare în parte, să facem o postare, să-i mulțumim. Nu se... Spune. Ce să vă zic? Putem face ce vă propunem...
îmi permit să vă cer într-o zi măcar o intervenție, măcar de 10-15 minute, măcar de 10 minute, un live de la mare. Să stăm puțin de vorbă, nu să vă țin prea mult, că atunci sunteți ocupați, că aveți cu copiii. Dar în 10 minute poate vă găsiți Mi s-a părut că vreau să ne spuneți în 10 minute să vă spunem numele celor care au stat. Nu, ne-ar ajunge 10 minute. Atât de mulți oameni. Noi avem trecut în telefon fiecare om bun care a sprijinit această acțiune. Și am la suflet întotdeauna și să vă spun, oricare dintre ei vreodată ar avea vreun necaz, îi rog pe calea asta să-mi ceară ajutorul. Și dacă pot să-i ajut, credeți-mă, nu există cineva la care să nu întind mâna. Și eu și Andrei. Da, e de apreciat. Pe dumneavoastră, domnul Andrei, v-am văzut și pe la biserică, v-am văzut eu. Știți că vă apreciez foarte mult. Nu contează că eu vă apreciez, că la urmă cine sunt eu. Ci contează că sunteți doi oameni care ar putea foarte bine să-și petreacă vara mult mai lejer și mult mai plăcut și totuși faceți de bunăvoie și nesiliți de nimeni. Vă contrazic. Știți că și eu și Andrei, chiar dacă ne pierdem timpul sau chiar dacă pierdem bani, deci uitați, toată vara nu câștig niciun ban, doar cheltui. Și să știți că nu mi-e ușor să cheltui bani. Nu ieftin, da? Credeți-mă că îl fac cu drag și eu și Andrei, să pierdem timpul ăsta, să facem lucrul ăsta, că de multe ori ne-am gândit și ne-am zbătut, mă, cum să mai postăm, cum să facem, să ne facem înțelegi, dar nu trebuie mult ca oamenii să înțeleagă ceea ce facem și ne mulțumim din toată inima, din tot sufletul. Repet, oricând, oricare din cei care ne-au sprijinit, ne-au cerut ajutorul, noi o să ajutăm dacă au nevoie de noi, chiar și din cei care nu au vrut sau n-au putut să ne ajute, dacă pot să întindem o mână, cu drag o facem, dar să fie ceva real. Și o să vă răspundem pe final de emisiune. Okay. La un moment dat mai suntem întrebați de ce facem sau cât o să facem lucrul ăsta. Vă pot răspunde eu acum pe final cât o să facem lucrul ăsta. Deci la nivelul ăsta la care am ajuns noi, o facem totuși la un nivel mai mare față de cum am început. O să facem tot timpul cât o să avem susținere din partea oamenilor. În momentul când nu o să mai avem susținere din partea oamenilor, o să facem atât cât ne permite noi. Din banii noștri, suntem salariați, suntem două mâini, două picioare, putem munce, putem să ajutăm câteva familii prin noi. Dacă oamenii continuă să meargă cu noi, să ajutăm mai mult. Vreau să fac precizarea asta. Sunteți deschiși la colaborări cu, nu știu, dacă în cadrul Asociației Bucovina Civică pot veni și voluntari, pot veni și... Voluntari poți veni oricât, să vă dați seama. Noi niciodată nu ne-am simțit vipuri. În orice acțiune în care a fost, întotdeauna am fost de acord cu oricine vrea să ne ajute sau să ne sprijine și cu voluntari și cu orice. Am colaborat cu alte asociații. Întotdeauna. Eu personal, când începe anul școlar, când voi avea prima activitate educațională pentru copiii romi, intenționez să vă invit pe amândoi la un cerc pedagogic. Desigur. Prezent. Poate nu o să fie de, eu știu, pe la sfârșitul noiembrie. Da, este posibil să fie aici. Poate e posibil. Poate. Cine știe? Nu, e timpul să mă duc acasă. Eu vin acasă. Deci nu mai... Am spus-o recent. Am ajuns la punctul în care nu mai am visurile care le aveam când am plecat din țara asta. Când am plecat din țara, pleci cu un vis și vii cu altul acasă, cam așa e. Și ar fi mult să vă povestesc pe tema asta, dar nu mai trebuie 5 emisiuni. Rămâne așa. Să sperăm să fiu și eu acasă și sprijin cu drag. Da, ne oprim aici, punem punct emisiunii de astăzi, interviul la live, domnule Andrei Bacoș și domnule Vasile Bolohan, ca să fim iarăși în ton, vă mulțumim, să încheiem într-un ton respectuos. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați făcut timp și ați venit și pe la noi, dumneavoastră fiind invitați la mai toate posturile de televiziune și de radio din Suceava. Dacă sunt oameni care se gândesc că mai pot ajuta încă acest act de caritate extraordinar pe care domnii aici de față
îl organizează, invităm cu mare drag să o facă. Există nenumărate moduri în care pot lua legătura cu dumneavoastră. Facebook-ul e la putere și da. E cea mai ușoară metodă. Eu altfel nu vă îndemn să vă dați numele de telefon public, cel puțin nu aici, pentru că nu vreau să... Cea mai bună unealtă la ora da. Acolo, da, de a ține legătura. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult și vă mai așteptăm pe la noi, cu siguranță că vor mai fi colaborări dacă și dumneavoastră o doriți. Cu mare drag!